Salut, sunt Liviu Crețu, grup leader în cadrul departamentului de Powertrain din Centrul de Inginerie Bosch Cluj. De când m-am alăturat în 2013, am avut ocazia să încerc foarte multe lucruri care m-au interesat, unde am putut să văd, de fapt, care e potrivirea mea și unde anume pot eu să aduc o contribuție cu satisfacție personală, că până la urmă ai nevoie și de asta, dar și pentru a mișca lucrurile. Ca idee, am început ca developer, am avut și un rol de responsabilitate de proiect, apoi de echipă, acum de grup, și lucrurile astea sunt oportunități care le-am găsit aici. Avem o mare diversitate de proiecte și fiecare are o perspectivă diferită. Pentru o zonă, să zicem, în zona de diagnoză, acolo complexitatea e un factor foarte, I would say, exciting, pentru că avem de-a face cu un impact care trebuie discutat și interacționez cu extrem, extrem de multe persoane, fie că e vorba de colegi de aici sau din alte locații sau inclusiv de la client. Când mergem în zona cealaltă, noile business-uri, acolo abordarea fiind diferită, e un teren nou și atunci tot ce facem e un fel de trial and error în care rezultatele de acum sunt folosite pentru următoarele proiecte. Și aici, din nou, e o altă perspectivă și un alt factor de motivație și, până la urmă, toate contribuie ca să ajungem la mașini din ce în ce mai performante, din ce în ce mai sigure și din ce în ce mai, să zic, exciting pentru clienți.